Continuăm interviul cu deputatul PSD, Sebastian Ghiță, oligarh în retragere, după cum el însuși a mărturisit, dar rămâne de văzut. Sunt mogul, dar mă tratez. Sunt mogul, dar mă tratez. Unii nu se tratează decât cu închisoarea, după cum vedeți. Să sperăm că nu ajungem chiar acolo, în situația asta. Adică să nu vorbim de lucruri sfinte. Cum explicați faptul că actualii proprietari oficiali ai firmelor fondate de dumneavoastră și firme din zona IT și altele sunt controlate în clipa asta de foști angajați sau de oameni foarte apropiați? Adică toți oamenii sunt foști angajați de dumneavoastră, sunt foști salariați. Aici sunt niște fișe ITM, toți sunt foști angajați la Asesoft. Deci nu-s vânzări chiar pe bune, cum ar veni. Hai să lămurim destul de simplu. Grupul, firmele au fost fondate în general cu colegi de-ai mei, de la liceu, de la basket, de la facultate. Sunt colegii mei, trăiesc cu ei, le cunosc soțiile, oamenii ăia sunt deștepți, sunt pricepuți, au învățat. Au și ei dreptul la o viață, oricât de mare și de important mă credeți pe mine, oamenii aia există, fac treburi, muncesc, au și ei dreptul să aibă firme, au și ei dreptul să conducă, sunt mult mai buni decât mulți alții din piața media. Dar eu nu cred că ați vândut efectiv, eu nu cred că le-ați vândut lor, ci că ați făcut un pas în afară, am o grămadă de bani, eu și familia mea, adică le-ați vândut lor? Mei, da, pe sume foarte mici. La sfârșit am spus cumnatului meu, stimate domn, și acum, pentru că ai învățat atâtea și tot faci pe deșteptul, na, poftim tu afacere și dă tu salarii 15 ani. Eu am ajunsesem să am grija salariilor pentru 7.000 de oameni într-o lună, ceea ce înseamnă enorm de mult. Grupul Asesoft a fost o lungă perioadă cel mai mare grup IT din România. Am intrat în politică. Nu o să mai fac IT. Punct. Nu o să mai faceți nu, IT? Nu. Ce înseamnă? Am fost programator la început. Ce înseamnă asta? Nu o să mai fac nu IT? Nu o să mai dețin niciodată o firmă de software sau de integrare în România. De ce? Pentru că are cine să în locul dumneavoastră. Am făcut-o, am vândut-o, am fost cel mai bun, am câștigat o grămadă de contracte, le-am făcut, sunt mândru de ce am făcut pe plan profesional. Vreau să trec la altă etapă. Care etapa asta? Politică. Atât? Punct. Da. Și afacerea alții? Out. Ăștia care sunt apropiații dumneavoastră? Treaba lor. Nu o să-i ajut sub nicio formă, mai mult sau mai puțin decât ajut pe alții. Asta e foarte interesant. Sunt foarte multe firme. Dacă faceți politică, presupun că o să vreți să faceți politică așa cum ați făcut afaceri. Adică, nu știu, mizând la nivel mare. Nu... Presupun că visul dumneavoastră în politică nu e să rămâneți parlamentar, deputat PSD. Astăzi nu sunt un parlamentar care n-are responsabilități sau care n-are atribuții sau care suferă de lipsă de implicare. Părerea mea este destul de clar ascultată. Mi se cer sfaturi sau mi se cere participarea la proiecte destul de importante, chiar pe zona parlamentară. Particip la multe din deciziile politice, nu chiar la cele super înalte. Adică nu mă bag eu în ceea ce stabilesc Ponta Dragnea și BPN-ul. Dar de multe ori în ceea ce vizează experiența mea din media sau experiența în zona IT sau experiența în zona de afaceri, mă consultă. Am suficientă pentru etapa asta, am suficientă implicare, suficientă putere și suficientă influență. Dacă o să doresc mai mult, o să fac eforturi să obțin mai mult. Sigur nu o să ajung prim-ministru, așa cum mă propunea domnul Crin Antonescu. Sigur nu o să ajungeți prim-ministru? N-o să ajung. Dar de ce sunteți așa de sigur? Pentru că pentru o astfel de demnitate publică îți trebuie un altfel de traseu în viață. Ori, care ar fi traseul ăsta? Nu, un traseu mai trasabil, mai, hai să spunem... Instituțional, da. Adică să-ți cheltui, ești mai mult timp în administrație. Adică să pornești de jos, consilier, primar. În administrație, în politică, în structurii ale statului, acolo, de fapt, ești un reprezentant al oamenilor, oricât de prim administrator al țării ești tu.
acolo îți asumi decizii politice, ori eu nu cred că am un astfel de background. Și într-un colțișor din credul să vă place puterea, vă place să aveți influență. E fan, dar să știți că toată viața am avut acces destul de mult și nu mai sunt atât de ahtiat. Despre asta am tot discutat. Nu mai sunt atât de ahtiat. Erați în jurul puterii la 25 de ani. Nu mai sunt atât de ahtiat. Ce vă doriți? Pentru că nu cred în niciun politician care spune nu vreau puterea. Nu cred. Politica înseamnă asta. Acum, să te bați, în weekend, să deții vreau puterea. Neapărat să câștigăm meciurile cu Oradea. Înțeles, dar foarte deci serios, vorbind de la cariera noastră politică, ce vă doriți? Ce vreți să faceți mai încolo? Păi, după ce în societate să faci o familie, câștigi bani, te așezi, la sfârșit cauți respect, glorie, ai alte lucruri pe care le cauți. O poziție în societate. Poate că nu o să caut aici, poate o să mă duc și o să caut la Bruxelles. Poate că o să primesc oferte sau o să mă leg cu alți foști parteneri de-ai mei care mi-au spus să nu mai stau pe aici prin țară și să vin și să lucrez în rețele globale de afaceri sau de putere. Mm-hmm. Poate că o să fac asta. Nu știu. Da, nu, rămâneți aici, că trebuie să fiți mândru că sunteți român, nu trădați poporul. Să știți că am părerea că trebuie să fim mândri că suntem români și din șef la Siemens, din director în Digi Regio, din șef în structurii nord-atlantice, din șef la companii în America. Sunt multe opțiuni și oportunități în viață. Nu tot timpul trebuie să faci... Și după cum vedeți, eu mi-am schimbat de-a lungul timpului felul de a fi și ceea ce mi-am dorit să fac. Și s-ar putea să mai schimb în continuare. Unde vă vedeți în politică? În PSD, făcând ce? Păi astăzi sunt în PSD vicepreședinte și mă ocup cu PSD online. Și după cum ați văzut, campania PSD-ului pe online a fost extrem de vizibilă. Vă ocupați cu Victor Ponta și cu candidatura lui Victor Ponta la președinție. Păi suntem partid politic. Iar de ce ezită să candideze? Să-și anunțe candidatura. Cred de ce ezită să o formalizeze? Cred că trebuie să-l întrebați pe... Dumneavoastră ce crede? Vă întreb pe dumneavoastră ca să aflu părerea dumneavoastră. O să-l întreb și aveți pe Victor Ponta. Sau uneori mi se pare că aveți tipare pentru politicieni. E posibil. Nu seamănă toți unii cu alții. Ponta nu este un politician tipic, este atipic. Și dacă nu se va convinge că beneficiază de sprijin, încredere și că poate să aducă un plus, nu cred că Ponta va dori să facă de râs în fața țării. Nu candidând și câștigând sau pierzând. Cred că se va duce acolo dacă își simte el și crede că poate să facă ceva. Și credeți că acum simte că poate să ajungă acolo să facă cred ceva? Cred că atâta timp cât stă președintele celui mai mare partid și prim-ministru, simte că poate să livreze ceva societății. Unii spun așa, domnule Ghiță, 37% nu-l încurajează să se ducă acolo. Ar fi vrut un scor peste 40%, apropiat de 50%, să fie sigur că bătălia asta se câștigă mai ușor. Vreau să vă spun că eu mă bucur că lucrurile stau așa. Altfel s-ar fi țipat foarte tare la Ponta, că acaparează toată țara, toate voturile, toate partidele și tot neamul. Chestia asta cu ia lupule țigan de-a gata nu există. Ponta a făcut sport și știe că niciun meci nu este ușor. Și au fost cazuri în care noi am pierdut cu cea mai bună echipă din campionat din ultimii 10 ani în fața, nu știu. Vă temeți așadar de turul 2? Mai proștii nu se tem. Chestia asta cu temerea și frica înseamnă doar capacitatea de a-ți calcula bine șansele, de a-ți maximiza foarte bine avantajele și de a-ți estompa dezavantajele. Uitați-vă puțin pe harta asta. Dreapta unificată cu galben, vedem tot Ardealul, dreapta unificată ia mai mult decât PSD. Da. Asta adunând matematic, aritmetic. Din doi proști nu faci unul bun niciodată. Să țineți minte la mine. Vă referiți la PDL? Nu, în general mă PDL. Refer. Din două structuri care au pierdut încrederea oamenilor în nenumărate rânduri, nu faci... Nu, așa arată matematic electoratul, nu neapărat partidele. Electoratul de dreapta e mai puternic în Ardeal, se vede cu galben și foarte interesant, cum vă explicați breșa asta în Prahova și București coborând până la Constanța? Cum vă explicați? Dacă vreți să vă aduc o hartă, că o aveți tot dumneavoastră pe Hot News, ar trebui să scoateți și harta în care, pentru prima dată, în Transilvania,
PSD-ul a fost favorizat în fața oricărui partid al așa zisei drepte. Că de la liberal nu prea, de la PNL-ul domnului Crin Antonescu nu ca prea... Partid, da, ca partid a bătut tot pentru că dreapta a fost decimată, făcută... Dar ce este important este faptul că în urbanul, în urbanul mare și în județele din Transilvania, PSD-ul vine și recuperează voturi de la oameni și câștigă încredere. Și asta cred că este prima lecție a acestor alegeri. Dacă vreți să ne uităm atent, chiar și în Cluj, gândiți-vă că PSD-ul l-a câștigat. În Cluj, unde primar este Emil Boc. Doi, cunosc foarte bine situația de la Prahova, nu cunosc pe cea de la Brașov, dar nu uitați că la Brașov președintele Consiliului Județean este domnul Căncescu și primar este domnul Scripcaru. Și că PSD-ul a luat un scor foarte bun acolo. I-a bătut pe, și pe PNL și pe PDL. La fel s-a întâmplat și în Prahova. Nu știu să vă spun cazul Constanței, iar, mă rog, în Ilfov tot timpul domnul Petrache s-a descurcat destul de bine. Și în general șeful de CJ se descurcă bine. Ar trebui să plătească Dragnea pentru rezultatul de sub 40%, pentru că mai în glumă, mai în serios, domnul Ponta a zis o să-și cer capul dacă nu e peste 4. Tot domnul Ponta a și spus că suntem extrem de mândri și de recunoscători oamenilor că ne-au dat 50% din mandate. Pentru că ne-a învățat domnul președinte Băsescu. Domnul e pe mandate, nu e pe procente. Vă ți aminte? Da. Când a încredințat pentru un mandat guvernarea PD-ului. Cred că domnul Dragnea a livrat ca de obicei o campanie foarte bună. Vreau să vă spun că mod excepțional de domnul Dragnea, nu ca domnul Negoiță care sunt mulțumit de trântit meciul în București. Sunt mulțumit de campanie, e teamwork. Din 20 de jucători nu poți să spui, știi, echipa e proastă pentru că jucătorul 19 n-a fost atât de bun. Asta este, cum ne-am adunat cu aceleași gânduri. Și de aceea știți că rezultatul sau ținta oficială a fost 35%. Da. Și nu uitați chestiunile cu Mircea Diaconu, nu uitați chestiunile cu... Aia a fost, aia nu se adaugă la PSD, oricât vă chinuiți. Știți cum, sunt, lui Voiculescu, știți cum sunt voturile anulate? PSD, Mircea Diaconu, PSD, Mircea Diaconu. Un vot anulat e un vot anulat. De acord. Rezultatul contează în final. Tot o chestiune de prostie politică în final. În lupta dumneavoastră împotriva PSD-ului și a stângii să nu vă bucurați de o astfel de interpretare. Nici dumneavoastră de scorul lui Diaconu, pentru că nu se adaugă la PSD. Este meritul Antenei 3 și al lui Dan Voiculescu că l-au scos cu 7%. Nu al PSD-ului. PSD-ul n-a mobilizat structuri, nu și-a rupt vot ca PDL la EBA. Nu. PSD n-a făcut pentru Mircea Diaconu mai nimic. Eu cred că nu știți că PSD-ul ia strâns semnături domnului Mircea Diaconu. Nu mai multe decât Antena 3 și ia strâns semnături domnului Diaconu. Puncine. Antena 3 nu poate să strângă semnături. Mai mulți oameni din PSD care probabil că s-au uitat la Filantropica. Mulți membri. Tatăl consilierului meu, care este PSD-ist până în dinți, i-a spus fiului, uite, eu cred că omul ăla pe care îl simpatizez foarte mult nu o să aibă șansă să intre decât dacă votăm și noi. Și uite, nu o să votez PSD-ul acum, o să votez cu Mircea Diaconu. Dacă vă lăudați cu asta, e tot o prostie cum a făcut și PDL pentru EBA. Pentru că votul rupte de la un partid pentru un om, pentru un om, să arăți tu, să inventezi tu un candidat, oricum o dați o tâmpenie. Nu l-am inventat. N-a fost o chestiune nu cred că super asumată. Domnului Voiculescu, da? Asta pur și simplu s-a întâmplat. Nu, între noi doi, nu cred că Mircea Diaconu are așa o super relație cu Dan Voiculescu. Astfel încât să fie... Așa este, l-au sprijinit foarte mult cei toată de la Antena 3. Antena 3. A fost mai mult o chestiune așa... Ambiție să... Arate, da, se luptă cu anii, da. Au avut și ei tipul lor de joc din care a ieșit această chestiune. Scorul, dacă vă uitați la scorul PSD-ului, comparat cu scorurile celorlalte două partide politice și chiar și dacă le adunăm scorul PMP-ului, care, by the way, cred că vine mai mult de la doamna Udrea decât de la domnul Funeriu sau Papahagi sau ce alți domni sunt mai agitați acolo. Dar de ce credeți dumneavoastră că vine de la doamna Udrea? Pentru că aceste alegeri au fost niște alegeri care au depins destul de mult de structurile de partid și de cei care sunt direct interesați de politică.
Și când m-am uitat pe voturi de dimineață până la ora 9, am văzut că PMP-ul, în mod ciudat pentru un partid care îi spune că stă doar în merele împărțite de Funeriu prin Timișoara, a reușit să aibă un scor bun făcut din cei care se duc la vot până la 8:30 dimineața sunt structuri. Marin Anton, penalti. Nu știu Florin Popescu. Nu știu exact toată structura PMP-ului. Ăștia sunt structurile lor. Florina, am văzut că îi lăudați foarte mult zilele trecute și nu noi. Ieri, alaltă ieri. Noi. Și dumneavoastră, mă rog. La Hoduz ați văzut ceva laudativ despre un partid sau altul? La adresa doamnei Udrea, dar au existat mari speranțe în PMP-ul domnului Băsescu. Că ar fi un alt fel de partid, cred că orice om din țara asta normal speră că o să apară un alt fel de partid. Avem dreptul și avem... Da. Sigur. Suntem liberi apropo, să credem în orice. Cum se explică susținerea pe care i-o acordați la România TV doamnei Udrea, că e toată ziua bună ziua acolo? Este și la Realitatea toată ziua bună ziua, este și la B1 toată ziua bună ziua, nu cred că... Nu mă mir, că la B1 sau la Realitatea, dar la RTV mă mir când o văd. Cum se explică? Și dumneavoastră vă mirați, cred că. Știți că după alegeri... Nu mă mir, știu cum gândesc cei de acolo. Știți că după alegeri, în prima oră, după exit poll-uri, doamna Udrea a stat în direct foarte mult? Da. Și știți ce a făcut? Audiență. Doamna Udrea. Vreți, nu vreți, vă place, nu vă place, este un personaj. Eu cred este că mai, este eu cred o, că mai este aveți o... și înțelegeri de ordin personal. Cred că și dumneavoastră aveți o înțelegere de ordin de la, personal. Cu cei de la RTV o dau pe doamna Udrea din oră în oră și odată pe săptămână președintele Băsescu iese și mă admonestează. Și deci avem o înțelegere minunată. Deci nu aveți o înțelegere cu doamna Udrea. Exclus. Exclus? Nu am cum să am o înțelegere cu doamna Udrea, pentru că suntem de la poli diferiți. E, nu chiar așa, știți. Mă cunosc cu dânsa, am o relație bună, am avut o relație bună și cu fostul ei soț, cu Dorin Cocoș. Apropo, am și acum o relație foarte bună. Intersectat în afaceri? Niciodată. Absolut niciodată. Prahova, la un moment dat, văzuse niște firme pe ecologie, pe astea. Nimic. Zero. Iar domnul Cocoș nu cred că are vreo afacere în Prahova. Nu l-am auzit niciodată. Ultimă întrebare pe ordin politic și apoi un set de întrebări pe dezvoltarea în media. Vă rog. În Marțea Neagră ați fost în biroul domnului Zgonea ca să negociați împreună cu Dragnea și alți fruntași PSD votul pentru modificarea codului penal și pentru legea amnistiei. Ați fost prezent acolo? În Marțea Neagră am fost acolo, nu am negociat cu alți lideri pentru modificările la codul penal. Dar pentru ce? De ce erați acolo? Și în calitate de ce? Sunt deputat și toată ședința se desfășura la domnul Zgonea în birou. Și toată lumea a avut păreri. Lider de grup. Era și lider de grup. Era și domnul Neacșu. Erau 30-40 de parlamentari acolo la Zgonea în birou. Și au fost păreri pro și contra. Unele exprimându-le chiar domnul Zgonea. Dumneavoastră a spus ce să pro facem, sau contra? Cât să facem? Am avut semne de întrebare, mai ales cu privire la... deja reverberațiile din media pe care și din ambasade pe care le... Pe Hot News a scris în Marțea Neagră. Înseamnă că citiți Hot News. Citesc Hot News, sigur. Noi citesc, am fost primii care toată am media. Pus subiectul ăsta, fără noi n-ar fi ieșit. Vă felicit că de multe ori lansați teme și subiecte importante. Și cum ați votat la codul penal? Am votat așa cum a cerut linia partidului. Nu m-am abătut de la ea, cred. Ați votat pentru modificări în prima fază, v-ați existau ținut. Două subiecte, parlamentarii le înțelegeau foarte bine, textul ajunsese atunci, în dimineața aceea, la noi, se discuta și se împingea foarte mult în față ideea că parlamentarii ar fi tratați ca niște funcționari de către codul penal. Și de fapt așa au fost convinși oamenii, dom'le, noi ce suntem, funcționari sau aleși? Și cei care înțelegeau mai bine lucrurile aveau niște articole la care țineau mult, alții nu prea înțelegeau, au fost discuții destul de aprinse. După cum bine știți, n-au intrat ambele modificări, decât una dintre ele. Mi se pare că a dispărut amnistia și a intrat codul penal. Unii erau mult mai interesați de chestia cu codul penal. Din cauza acestui lucru, să nu fie tratați parlamentarii ca funcționari, mi s-a părut o chestie strict personală, strict care ținea de persoana parlamentarilor și alții aveau preocupări vis-a-vis de amnistie. Scurte întrebări pe dezvoltarea în media. Ați avut în plan sau intenționat să cumpărați Mediafax sau active Mediafax? Nu. Dar am avut discuții cu domnul Sârbu
cum că ar dori să vândă. În schimb, nu mi-am exprimat niciodată interesul și intenția, pentru că, oricum, sunt convins că va dori să le vândă foarte scump. Ați avut în plan sau intenționat să cumpărați active ProTV, cum ar fi rețeaua de radio ProFM InfoPro? Da. La ce rezultat ați ajuns? Negociați? Ați început negociem, negocii? Suntem foarte aproape de a fi de tranzacție. Pentru ProFM InfoPro? Da. Strict rețeaua de radio? Da. Nu și alte produse din... Nu. Pro. Cu toate că aș putea să-mi obțin licențe la CNA, dar atunci ați striga că Ponta a dat licențe către România TV și deci preferăm să dăm banii pe ele. Cine o să facă această achiziție? Care firmă din grup? Nu știu să vă spun încă. Cred că domnul Iacobescu și cu consultanții vor decide. S-ar putea să fie o companie nouă înființată. Dumneavoastră participați la negocieri? Nu. Aveți un cuvânt de spus? Mă întreabă. Am experiență, cunosc zona. Mă întreabă și pe mine. Crezi că e bine? Crezi că e rău? Crezi că e o sumă mare? Crezi că e o sumă mică? Confirmați implicarea în preluarea companiilor de afișaj Euromedia și Afișaj? Nu. N-aveți nicio legătură cu cele două companii? Cunosc subiectul, cunosc pe toți acționarii de la companiile de media și de la News Outdoor și de la Afișaj și de la Euromedia, dar nu este o chestiune pe care să o fi făcut-o eu direct. Nu dumneavoastră direct, dar aveți legături cu apropiația dumneavoastră. Cunosc toți acționarii și toți directorii de la companiile de afișaj care au 90% din piață. Sunt tot așa colegi de liceu, prieteni apropiați, oameni de încredere? Nu. Dar sunt prieteni foarte buni. Nu sunt oameni de încredere, dar sunt prieteni. Deci, pe scurt, am lucrat Euromedia și afișaj nu e o afacere a dumneavoastră prin interpuși, prin proxy. Nu. Și nici News Outdoor. Niciuna dintre ele. Ce alte active din piață vă interesează în acest moment? Pentru ce altceva negociați din zona media? Ziare.com. Ziare.com? Da. În ce stadiu sunteți cu negocierile? Am oprit negocierile acum 6 luni sau 8 luni pentru că acționarii lor doreau foarte mulți bani. Și nu cred că merită. Nu le-ați reluat? Intenționați să le reluați? Dacă le vine minte la cap și dacă toată lumea crede că ar fi o afacere, am putea să le reluăm. Dar la sumele pe care le doresc ei... Mai în glumă, mai în serios, vă întreb, dumneavoastră ați lansat zvonul că doriți să preluați Hot News sau că l-ați luat deja? Că circula prin piață la un moment dat. Nu. V-a luat ghiță? Nici n-am încercat. Păi când ați început să vă certați cei de la evenimentul zilei, probabil. Nici nu am încercat, nici nu am propus nimănui și nici nu cred că pot să o fac. Pentru că probabil că ar fi o răscoală pe aici, pe la dumneavoastră. Și atunci... A fost visul tuturor mogulilor dinaintea dumneavoastră să cumpere Hot News? Da. Este o aberație. N-o să subjuge nimeni în societate. Și după cum vedeți, nici nu se poate. Uitați-vă la ce se întâmplă la televiziuni. B1, Realitatea, sunt într-un fel, România TV în altfel, Antena 3 în altfel, Digi în altfel. Eu chiar cred că avem o piață media liberă. Considerați că e echilibrată piața media sau? Mai sunt de făcut excesivă. Mai sunt de făcut. Suntem exagerați toți. Suntem cam needucați. Dumneavoastră promovați un tip de jurnalism destul de tabloid. Și dumneavoastră unul agresiv. Nu i-aș spune agresiv, cât hard news. Hard news în sine e un conținut care deranjează. Nu poate satisface pe nimeni. Dacă vreți, hai să schimbăm în engleză numele la tabloid sau... Păi e hot news și numele hot news-ului e hot news. Mă rog, da. Deci, Faceți yellow journalism sau soap opera, cum vreți. Da, să știți că politica la noi e o telenovelă. Uh-huh. Așa că... Dar sunteți confortabil cu tipul ăsta otevist de a face televiziune? E o nișă. Este o nișă. După... Ați fi vrut să facă cei de la România TV la fel ca Antena 3? Nu, dar se poate și o nișă. Se poate și mai decent, presupun. Digi. A găsit și Digi o nișă. Digi a găsit o nișă pentru un anume tip de mesaj și un anume tip de public. După intrarea acționarilor germani, doriți să schimbați linia editorială sau rămâneți tot pe nișa asta tabloidă? Cei de afară vor audiență. Piață și bani. Uh-huh. Da. Și deci nu cred că România TV ar fi avut altă șansă dacă nu selecta această nișă. Da, credeți că audiența să participe la audiența concursul de înjurat Băsescu cu Antena 3 nu ar fi fost mai bun. Credeți că se obține exclusiv prin format tabloid sau prin conținut de bună calitate și printr-o investiție într-un efort jurnalistic de a produce conținut care e mai costisitor?
conținutul jurnalistic e costisitor. Presupune un efort foarte mare. Ce facem noi aici, transpirând de o oră jumătate în studio. Eu mă chinui să scot răspunsul de la noastră. La aer condiționat, da. E important, foarte important conținutul, dar și ceea ce fac ei acolo înseamnă tot conținut. Înseamnă să selecteze ceea ce vor oamenii să vadă. N-am crezut niciodată că cineva va dori să vadă duminică la prânz și stat un număr de mare de oameni ce a făcut mama lui Ion Dolănescu. N-am crezut niciodată. Și cu toate astea vor să vadă și acest lucru. Sau cum făcea, nu știu, flic-flacul Nadia pe plajă. N-am crezut că cineva... Mm-hmm. Dar cu toate astea, iată că un număr nu există limită în jos. Nu mi se pare o limită în jos neapărat. Oamenii au dreptul să... și au și șansa, au și posibilitatea să se uite la ceea ce își doresc. Poți să uite și la chestii curioase, și la chestii hard, și la chestii serioase, și la chestii rele. Așa e viața, făcută din de toate. Nu poți să le limitezi mințile oamenilor doar că ție ți se pare că toată ziua la televizor trebuie să vorbească politică cu domnul Hurezeanu și în special despre Ucraina. Unii vor să vadă și ce crede celebra starletă Sânzi despre politică. Asta este. Dar e totuși foarte jos nivelul ăsta, vreau să spun. Cum înseamnă că aveți ceva cu Sânzi? Nu, nu cred că e un politic. Nu cred că e o personalitate care are ceva de spus despre politică. Sânzi. Ce să spună Sânzi despre politică? Dar există și ea. Și nu putem să-i negăm. Există toți nebunii în țara asta. Și votează, să știți. Există toți nebunii și votează. E o lipsă de criterii totală ce spuneți dumneavoastră aici. Nu e adevărat. Adică pe cine promovați? Promovați valori sau non-valori? Promovați puteți da drept de vot doar celor sau cu studii superioare. Nu o să puteți să dați drept de vot păi sau nu, dreptul nu, la opinie ia. Celor nu care, nu știu, nu se, am prieteni care nu știu că duminică au fost alegeri. Am fost la dentist, o tipă, o doctoriță foarte ok, foarte deșteptuță, tânără, cu cunoștințe despre politică, habar nu a avut că duminică au fost alegeri. Nu e o notă bună pentru ea, să știți. Înseamnă un dezinteres total la mine față de lumea în care trăiești. La mine a fost o constatare. Da. Are copil, are muncă, are serviciu, nu o preocupa chestiunea. E dreptul ei. Ultima chestiune, n-am cum să nu o lămuresc pentru colegii din presă care m-au întrebat ieri de la reporter virtual, domnul Halpert, de ce v-am invitat? Câtă vreme avem o relație proastă. V-au întrebat și mai multe lucruri. Cine v-a întrebat, domnul președinte, de ce tăceți când ați fost amenințat? Sau... Subiectul e public. Din moment ce m-ați amenințat, ce căutați aici la Hot News? Explicația e foarte simplă, invitația e mult mai veche. V-am invitat de câteva ori. N-ați venit că nu vă place de persoana mea ca jurnalist. Ați acceptat-o acum? Habar n-am de ce. Consider foarte bine că ați acceptat. Consider că sunteți exagerat uneori. Și că uneori aveți păreri într-o singură direcție. Adică nu tot timpul cred că priviți pe toată lumea echilibrat. Nu, uneori că cred un... că încercați să puneți în mințile oamenilor ceea ce doriți sunt dumneavoastră. Sunt asumat un jurnalist. Și cu toate astea îi criticați pe ceilalți sunt care fac la fel. Sunt asumat un jurnalist de dreapta, nu sunt un jurnalist de stânga. Am valori de dreapta pe care le susțin. Nu susțin oameni, nu susțin politicieni. Susțin cât pot aceste valori. Și uneori da, cred că o fac în modul excesiv, susținând aceste valori, crezând că doar așa pot să atrag atenția că ceva rău se întâmplă și uneori și greșesc. Acum și dumneavoastră cred că greșiți, depinde când transmiteți mesaje de amenințare. Pentru că a hai fost să lămurim. Un mesaj eu am de amenințare. Eu am o relație, un corespondent pe Robert, căruia și spun într-un fel prieten, așa spun eu, am și un prieten la Hot News. Și nu da, știm și cum a apărut și relația asta, că dumneavoastră da, mi-a spus că nu vorbiți cu mine și eu am ceva, spus nu mai vorbiți cu cineva era, din redacție da, da, era și ceva... omul din redacție era Robert și am da. Început să și vorbiți okay. cu cineva din redacție. Și a fost ok, am realizat și interviul ăla cu cartelele cu care am făcut agitație, căruia i-am spus, dacă mi-aduc bine aminte, nu știu, și spune lui Tapalagă ceva, că mă enervează sau nu văd vreo amenințare în chestiunea asta. Adică m-ați interpretat lucrurile într-un fel așa greșit. Nici prin cap nu mi-a trecut vreodată să vă amenin, nici n-aș avea de ce să o fac. E dreptul dumneavoastră să credeți orice și despre mine și despre alții. Paparații
trimiteți pe urmele unora și altora? Adică aveți divizia asta de omuleți cu care... Există o divizie de paparazzi la România TV, uh-huh, care încearcă să obțină și ei, uh-huh, conform meseriei lor, tot felul de lucruri. În general, compromițătoare despre personalități, ca să nu... Mm-hmm. Și în perioada asta când vă enervam, ați trimis paparații, veneau paparații? Fiind și... un om de... un jurnalist de dreapta, mm-hmm, și eu apărând ideile stângii, la nivel ideologic mă enervați tot timpul. Asta, mm-hmm, înseamnă că trimitem paparații sau mă gândesc vreodată, mm-hmm, că o chestiune... agresivă, dar dacă paparații vă vor prinde cu o chestiune greșită, să știți că, așa cum dumneavoastră scrie un articol, eu nu o să intervin să vă ajut. Că de multe ori am văzut, după mine, destul de neprofesioniști. Când faceți o reclamație, sunați-i și spuneți-le, băi, paparații, vedeți că acționați prost, vă văd, sunt suficient de abil. Păi nu, vă spun dumneavoastră, că sunt ai dumneavoastră. Nu sunt ai mei, sunt niște jurnaliști și ei, un jurnalist din ăsta probabil pe care îl detestați și care își fac meseria. Dar nu cred că cei de la România TV v-au urmărit pe dumneavoastră. Sau dacă au făcut-o, au făcut-o cum aleargă tot timpul prin oraș. Mulțumesc mult, a fost Sebastian Ghiță, mogul în retragere, cum se definește acum. Viitor politician cu ambiții. Corect? Decente. Viitor politician cu ambiții decente.